Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 77-a ediție a analizelor economice. Astăzi vreau să prezint rezultatele unui sondaj realizat de CBS AXA la comanda IDIS Viitorul. Acest sondaj va fi plasat și pe pagina IDIS Viitorul cu rezultatele lui. În acest sondaj, pentru prima dată, și de fapt această analiză economică este un fel de premieră, unde noi încercăm să estimăm care sunt economiile populației, care este inclinația spre economia populației, în ce valută oamenii fac economii, unde oamenii își țin banii. Evident, exercițiul a fost destul de complicat, a fost destul de greu, din simplu motiv că vorbim în primul rând despre bani. Este complicat să formulezi într-o manieră așa de corect întrebarea, încât omul să dorească să-ți răspundă, să dea un răspuns corect, să dea un răspuns care să reflecte realitatea și totodată noi nu uităm că un grup micuț de persoane care noi nu putem prinde în sondaj, de fapt cea mai mare parte a banilor sunt concentrați în mâna lor, fie în bănci, fie acasă. Deci știind aceste provocări destul de serioase, totuși ne-am pornit în această analiză, formulând mai multe întrebări în baza cărora am încercat să facem și anumite estimări. Deci, lângă sondajul propriu zis, la urmă voi prezenta și două grafice cu estimările noastre, care totuși este volumul economiilor populației. Deci, prima întrebare pe care am formulat-o noi a fost următoarea. Care este situația familiei dumneavoastră? Și aici pe noi ne interesa dacă oamenii au economii, dacă oamenii nu au datorii, sau dacă oamenii pur și simplu își duc viața nici cu economie, nici cu datorii. Dacă vă uitați atent, 20,3% din populația Republicii Moldova spune că ei au economii. 50,5% nu au economii, iar 24,7% din tot eșantionul, iar din cei cu opinii este peste 25% din populație, spune că au datorii. Apropo, acest sondaj ne permite să afirmăm că oamenii au răspuns în principiu, exact cum a fost și sondajul precedent, atunci când noi am estimat că numărul persoanelor care au datorii se ridică undeva la 25%. Deci, prima constatare este, fiecare a cincilea cetățean din Republica Moldova are economii sau, dacă o vreți pe invers, 80% din populație trăiește fie pe datorii, fie pe ziua de azi pe mâine, nu are niciun fel de economii, pentru niciun fel de evenimente. Deci deja cum doriți. Deci 80% din populație trăiesc fără economii. Mai departe, am vrut să vedem după grupurile sociale. Care sunt grupurile care au cele mai mari înclinații spre economii și pe partea opusă, cine sunt cei care nu au economii. Dacă vă uitați atent, dintre cei de vârsta 18-29 de ani sau tinerii, 36% din ei spun că au economii. După aceasta sunt oamenii cu studii superioare, oamenii cu un nivel înalt de trai și cei care sunt angajați. De fapt, dacă dumneavoastră sunteți tânăr, aveți studii superioare, aveți un nivel înalt de trai sau aveți venituri ridicate, evident sunteți și angajați, atunci probabilitatea că dumneavoastră faceți economie este undeva de 50%. Peste 50%. Deci oamenii cu studii, cu venituri, ei se gândesc cum să economisească, pe de o parte se gândesc, pe de altă parte și au posibilitatea să facă această economie. La capătul opus se află oameni cu venituri scăzute, 10% cu nivel scăzut de trai, oameni care nu au studii, că de fapt este legătură strânsă, am demonstrat odată într-o cercetare că cu cât sunt mai mici studiile care deține un cetățean, cu atât nivelul lui de trai este mai scăzut, și după aceasta merg pensionarii și șomerii. Deci, practic, acești oameni, într-un număr foarte redus, au economii. 1 din 10 are careva economii. După aceasta, pe noi interesat, cum țin oamenii, cum au oameni economii. Și dacă ne uităm atent, 26,7% din persoane spun că preferă să țină banii mai degrabă acasă. După aceasta, 4% spun că mai mult acasă, dar țin și la bancă. 7,4% spun că țin și la bancă, țin și acasă. 4% spun că majoritatea economiilor sunt în bancă. Și 8,4% spun că toate economiile le țin la bancă. Toate sau aproape toate economiile la bancă. Dacă observați, cetățenii în Republica Moldova tind să spună că de fapt economiile lor mai mult sunt acasă decât la bancă. În felul acesta, luând toate aceste răspunsuri din graficul precedent, am
coraportat răspuns cetățenilor și primim în felul următor. Din cetățenii Republicii Moldova, care au răspuns la chestionarul nostru, 64% din economii ei le țin acasă și 36% le țin la bancă. De fapt, dacă ne uităm după volumul care îl au ei, în principiu, cetățenii noștri mai degrabă sunt înclinați să țină economiile acasă decât să țină economiile la bancă. Să nu vă intimidez aceste cifre, vă explica din ce cauză, să nu uităm că noi în eșantionul nostru nu prindem un grup foarte micuț de persoane care dețin majoritatea banilor din bănci. Noi vorbim despre cetățeanul ordinar și în cazul dat, într-adevăr, situația de această măsură. Am luat top 5 categorii de populație care preferă să țină banii la bancă. Deci oamenii care preferă să țină banii la bancă, i-am putea spune în felul următor. Sunt de vârsta medie, 45-59 de ani și au studii superioare. De fapt, dacă omul este din vârsta de 45-59 de ani și are și studii superioare, atunci în mare majoritatea cazurilor ei decid să țină banii la bancă. Dacă omul din contra este din, are studii incomplete, are venituri reduse, atunci el banii de fapt preferă să-i țină acasă. După aceasta, evident, noi având anumite date publice, am vrut să vedem ceea ce nu poate apărea în spațiu public, deoarece dacă omul spune că ține economiile acasă, noi știm care este masa monetară, noi știm câți lei sunt în circulație și atunci noi putem să estimăm cam cât este volumul de bani acasă care ei folosesc pentru plățile de fiecare zi sau sunt, care este volumul de bani pe care el îi ține sub formă de economii. Dar este mai complicat să operăm cu valuta. Din acest motiv, noi am întrebat cetățenii, atunci când dumneavoastră faceți economii acasă, în ce valută țineți banii? Dacă observați, 40% spun că ei preferă să țină banii în lei. 45% spun că mai mult în lei, dar și în valută. 14% spun că în valută și în lei. 4% aproximativ spun că mai mult în valută, iar 6,4% spun că noi, de fapt, preferăm să ținem tot în valută. 30,6% nu au vrut să răspundă la întrebarea aceasta. Operând, făcând toate exercițiile, deci având, ponderând fiecare răspuns, de fapt, noi am obținut că 70% din economii pe care oamenii le țin acasă sunt în lei, iar 30% este în valută. Ce este interesant, că noi am întrebat lucrul acesta și la întrebarea în ce bani țineți, faceți economii acasă, cei care au spus la întrebarea că eu fac economii, cei care au spus că eu nu am economii sau chiar că am datorii, totuși când a fost întrebat de în ce valută fac economii, ei sub economii înțelegând inclusiv banii pe care îi păstrează pentru termen foarte scurt și dacă observăm, indiferent de faptul, au oameni economii, nouă economii, au datorii, totuși preferința lor este aceeași. Mai mult în lei, mai puțin în valută. Următoarea întrebare care a fost totuși în ce valută, deci aici a fost întrebarea dacă ei țin în lei sau în valută, dar următoarea întrebare a fost dacă e de valută, în ce valută preferați țineți banii. 43% au spus că preferă în euro, 28% dolari, 4% rubli, 8% lire, 2% altă valută și chiar dacă n-am întrebat de valută, 23% și-au răspuns că lei. Dacă vă uitați atent, procentul este cu mult mai mare din simplu motiv că oamenii au avut voie să spună mai multe valute. Care este în primul rând, care este în al doilea rând, care este în al treilea rând și așa mai departe. Dacă observăm foarte clar, euro domină. După aceasta, noi am luat și am agregat răspunsurile oamenilor și am decupat pe cei care au economii, deci cei care au spus că ei preferă să facă economii în euro, dar el nu are economii și el ne-a confirmat nou la prima întrebare, deci am făcut o corelație. Am selectat doar oamenii care au spus că au economii. Doi, ne-am uitat oamenii care au economii și preferă să mențină economiile acasă și oamenii care au economii preferă să le mențină acasă și au o parte din aceste economii în valută, am vrut să vedem, dar în ce valută ei mențin aceste economii? Și dacă ne uităm atent, răspunsul este în felul următor. 72% din toate economiile populației noastre sunt în euro. 20%, aproximativ 20% sunt în dolari, 0,6% sau aproape lipsește sunt în ruble și 7,4% alte valute. Deci, în principiu,
toate întrebările care au fost până acolo au fost niște întrebări generale pe tot eșantionul, iar la această întrebare, la acest grafic, dumneavoastră aveți oamenii care au economii și declară că au economii, oamenii care au o anumită parte de economie o țin acasă, această economie, o cotă, este în valută și valuta de bază care este la cetățenii noștri, 72% este euro. Acum, după cum am spus, sondajul nostru a fost următorul. Să vedem dacă oamenii au economii și ați observat. 20% din populația au economii sau 80% nu își pot permite să aibă economii, deci trăiesc pe ziua de azi pe mâine. 2. Dacă oamenii fac economii, unde țin banii acasă? Și atunci am observat că cetățenii declară unde țin banii și cetățenii declară că mai mult țin acasă decât la bancă. 3. Cetățenii au spus că mai mult preferă în lei decât în euro, decât în valută. Și 4. Dacă are valută, preferă euro, după aceea dolarul și restul valutelor practic nu contează. Euro domină totalmente. Lucrul acesta, tablou acesta, corespunde în mare măsură cu ceilalți indicatori economici legat cum ar fi volumul de remitență, de pisticotare, tranzacțiile care au loc în Republica Moldova. Iar ultimul exercițiu care l-am făcut a fost unul extrem de complicat. N-am încercat să vedem totuși care este volumul de economii care le-au cetățenii noștri, împărțându-le într-un cadran. Banii care țin acasă, banii care țin la bancă, banii care țin în valută, banii care țin în lei moldovenești. Noi știm în principiu câți lei cetățenii noștri au la bancă, noi știm câtă valută cetățenii noștri au la bancă, noi știm răspunsul care l-au dat ei, câți bani ei în lei au acasă și câți bani au la bancă, noi știm care este masa monetară la noi în țară, știm aproximativ cât de tare este concentrați banii în sistemul bancar, de unde știm atunci când a avut loc jaful bancar, măcar un rezultat bun am obținut, atunci am văzut cum sunt concentrate conturile și câți bani sunt într-un număr foarte restrâns de cetățeni. Având toate acestea, am făcut o estimare care este pentru prima dată. Din acest motiv sper că la următoarele iterații vom îmbunătăți numărul de întrebări și în felul acesta estimarea va fi cu mult mai bună, iar acum, având toate datele care le-am spus până acum, noi estimăm că economiile totale ale cetățenilor noștri la ziua de astăzi este de 104 miliarde de lei. Deci cetățenii Republicii Moldova astăzi au 104 miliarde de lei, dintre care lei la bancă, cetățenii noștri au 33,3 miliarde de lei, sunt datele pentru luna octombrie, pentru luna septembrie. După aceasta, lei acasă sunt 20,5 miliarde de lei, economii în valută sunt 21,1 miliarde de lei și economii la bancă și economii în valută acasă 29 de miliarde de lei. În total, cetățenii noștri au 53,8 miliarde de lei sub formă de economie în lei și 50,1 miliarde de lei sub formă de economie în valută. La bancă au 54,4 miliarde și acasă 49,5. Pentru cei care vor întreba din unde am luat aceste cifre, am pornit pe două ipoteze pe care le vom dezvolta în viitor și anume aceasta. Gradul de concentrație a banilor în sistemul nostru bancar îl considerăm foarte ridicat sau 95% din populație deține circa 30% din toți banii, aceasta este estimarea noastră. Și doi, populația bogată care deține cea mai mare parte de bani, ei acasă preferă economiile totuși să fie în valută. În condiția în care cetățeanul ordinar răspunde că economiile lui, cât sunt bani de cheltuieli curente sau cheltuieli pe termen mediu, este în lei, în cazul persoanelor foarte bogate, economiile lor sunt în valută. Acest lucru ne-a făcut ca să avem aceste estimări care diferențiază și în rezultat avem în felul următor. Din toți banii pe care cetățenii noștri iau, 32% din toți banii cetățenii noștri care ei economisesc se află la bancă sub formă de lei. Deci cea mai mare pondere de economie a cetățenilor noștri sunt lei deținuți la bancă. Pe locul 2 se află economiile în valută ținute acasă, 28%, estimăm că 28% din toți banii cetățenilor noștri sunt sub formă de valută ținută acasă. Și pe locul 3 se află lei ținuți acasă și valuta ținută la bancă care au aceeași cotă câte 20%. Deci asta a fost prezentarea pentru ziua de astăzi. Noi estimăm că cetățenii noștri
la ziua de astăzi au circa 100 de miliarde, 104 miliarde de lei sub formă de economii, însă aceste economii sunt foarte strâns concentrate, deci am putea spune în felul următor că este concentrat într-un număr foarte micuți de cetățeni, iar 80% din populația Moldovei, din păcate, nu își poate permite luxul să aibă economii. Asta a fost pentru astăzi. Am prezentat datele unui sondaj realizat de către SB Saxa la Comanda IDES Viitorul și, la final, o estimare de mea bazată pe mai multe date statistice și estimări preluate din sondaj, unde am încercat să evaluăm care este volumul total de economie ale populației. Vă mulțumesc, până data viitoare!